Și vedem acum o minune în timpul slujbei. Una dintre cele mai importante icoane făcătoare de minuni de la Muntele Athos, care în urmă cu doar câteva zile a fost adusă la Sibiu, a început să plângă în timpul slujbei. Credincioșii sunt convinși că este vorba despre un miracol. Bucură pe o trasă a mladiței celei neveștejite, care a găsit acum viața în noastră. Bucură-te ceea ce ai crescut strugurii minunilor și ai bunei credințe. Bucură-te livadă zbomicească pe atron săbită. Bucură-te ceea ce ai izvorât curgere cu domnicească luminare pe pământul iubirii. Bucură-te gura de ieftimie, cea cuvinte de aur. Obozește-ne din toată.